Tot așa o chestie foarte ciudată. Viața sportivă, adică înainte de 89, diferența este enormă față de ce este acum. Era și semi-propagandă, dar era foarte multă viștiță, dar nu așa ușoară și la forț de stradă, ci de mare anvergură. Acolo cred că o să se vede mult mai pregnant, fiindcă biștințarii a noștri nu aveau nici vocația, nici sarcina de partid să fie, să facă propagandă de partid, nu? Dar sportivul tot timpul făcea treaba asta vrând nevrând. Unii făceau chiar vocal foarte puternic. Mă rog, cei care aveau talent de stație nu putea să vorbească destul de coerent ca să nici acum. Dar prin faptul că a avut performanță și fiindcă a fost pus în context, sigur că, bine, nu mă interesează de stație, erau foarte mulți mici sportivi care această dublă calitate de propagandist prin performanță și biștințan recunoscut și acceptat mergea. Apropo de ce a spus și cu asta termin. Nu am cuprins, fiindcă nu s-a recoltat asemenea situație, dar spiritul biștiței și al legăturii lor a păstruns și în industria mare înainte de 89 și practic ca să poți să faci planul anual sau planul nu puteai să faci dacă mergeai pe bune, pe reguli, ci trebuia să faci mici lucruri de sub mână, să ai o legătură cu un furnizor care să-ți furnizeze ceea ce aveai nevoie să faci planul, dar acel furnizor trebuia mituit cumva. Adică era o întreagă rețea subterană a economii ultraoficiale, mari, nu știu ce. Așa că biștințarii mei sunt niște amatori, niște supraviețitori, mai cu ștaif, dar nu erau la... Adică gândiți-vă, dacă cineva nu făcea planul de stat anual, păi ăia nu aveau prime. Nu aveau o mulțime de alte avantaje. Adică, practic, într-adevăr, această iluzie de societate socialistă multilateral dezvoltată, cum era atunci, a ajuns în anii 80 la paroxism. Bun. Cam asta este și părătarea. Nu discutai. O să stai. Da? Stai. Bine. Sper să am muzica în slavă. Și sper să mă fac auzit. O să încerc să punctez 5 lucruri. În primul rând, eu, un pic marginal de acest tronson al istoriei orale contemporane, făcută de domnul profesor Zoltan Rostaș, dar foarte atras de producțiile din seria aceasta, deoarece istoria orală este o istorie umanizată. Și ce vreau să spun cu acest lucru, nu este o istorie destul de seacă și pe alocuri aridă a documentelor, a oficialelor, a arhivelor,
ce este o istorie povestită de cei care au trăit. Deci este aceeași istorie pe care o întâlnim și în cărțile de documente, dar de această dată trecută prin, printr-un filtru personal, trecută prin viața unui om. Și de aceea, de fiecare dată, nu mă plictisesc, dimpotrivă, mă captivează aceste cărți, deoarece au un element de dramatism inerent atunci când ai de-a face cu un om care pur și simplu își povestește viața. Este, de obicei, e vorba despre oameni care sunt în vârstă și atunci când își încep, și e foarte bine că, adică, mă rog, foarte bine, mi s-a părut foarte bine găsită această inițiativă de a pune omul să-și povestească toată viața. Nu doar să povestească atunci când a fost bijnițar, ci o începe cu satul copilăriei, cu amintiri din copilărie, trece la tinerețe și abia după aceea se apropie de tema respectivă, dacă e vorba de activism sau dacă e vorba de perioada când a fost activist de partid sau aici bijnițar. Asta un prim punct. În al doilea rând, totuși, ce facem cu aceste istorii orale? În opinia mea, deocamdată, depozitul de cunoaștere oferit de aceste volume nu a fost încă valorificat. Istoria orală nu se face doar pentru ea însăși. Când ai o carte de acest gen, tu, de fapt, ai o resursă la dispoziție și poți să faci studii pe baza ei. Asta înseamnă că, în cazul acesta de față cu bijnițarii, să ne gândim cât de interesantă ar fi istoria bijniței, care să nu constea doar în acest volum, dar care să plece de la el și să se ducă la arhive, să se ducă la arhivele poliției, să se ducă la arhivele securității, să vadă acolo și să confrunte cu poveștile de aici. Cât de interesantă ar fi o istorie a bijniței înainte de anii 80, deoarece acest volum, practic, cam acolo se axează, în ultimul deceniu al comunismului, dar și chiar mi-am pus întrebarea cum ar fi arătat bijnița înainte de anii 80, în anii 60, în anii 70, dar cum arăta bijnița în perioada interbelică? Cine era? Cine făcea? Oare s-au perpetuat practici de bijniță din interbelic în comunism? Este o întrebare. Și este o întrebare importantă după mine, pentru că dacă găsim un răspuns aici, găsim un răspuns și la momentul regimului comunist ca atare. Adică îți dai seama care e starea sistemului, ca să spun așa. Pentru că o anumită stare a avut sistemul comunist în anii 60 sau 50, o altă stare o are în anii 80. Și asta îți arată cumva de jos cam care a fost evoluția regimului ca atare. În al treilea rând, domnul profesor spunea despre ecoul stârnit de această carte și, după mine, sunt trei indicii antropologice pe care le obținem prin acest volum. Odată, prin mărturiile conținute în el, avem un indiciu cu privire la cultura comunistă, cultura în sens antropologic. Da? Vedem cam cum trăiau oamenii și cum înțelegeau care erau normele, care erau semnificațiile, care erau practicile învărtășite. Dar avem în același timp și o puternică informație legată de primii ani de după 89 și cum a evoluat toată această cultură după Revoluție. Pe lângă acest lucru, avem prin această receptare destul de diversificată din aceste trei luni, avem un indiciu cu privire antropologic, cu privire la lumea culturală de astăzi. Și mi s-a părut foarte interesant cum intelectualitatea a receptat cartea. Am identificat cam două poziții. Una, să zic, de dreapta, a văzut în bijniță un fenomen de protocapitalism, iar cealaltă, mai la stânga, un fel de, iată, pe de-o parte, o cale de a face istoria alternativă a comunismului, ceea ce e adevărat, pe de altă parte, cumva, fiind atrasă de acest mit al subversivității. Adică avem de-a face cu bijnița, atunci este un fenomen mai degrabă subversiv, nu este o economie la negru. Este ceva cu care cel la stânga poate să empatizeze mai mult pentru că îi se pare cumva sau poate să fie acceptată ca ceva în sistem. Și am să revin puțin aici.
dar o să trec mai departe. De ce nu cred că este întemeiată ideea că, bineînțeles că nu e vorba de niciun fel de protocapitalism după mine, aici este o viziune puternic marcată de, mă rog, de opțiunea ideologică până la urmă pentru economia de piață și pentru capitalism, dar m-aș ocupa puțin de această idee pe care au subliniat-o și coordonatorii pe față și post-față, de economia underground. După mine, nu, Bișnița nu este o economie underground și am câteva motive pentru o descrie astfel. În primul rând, mi se pare că este un fenomen controlat pe baza acestui volum. Fenomenul nu se dezvoltă spontan. Și este foarte la îndemâna poliției și a miliției și a securității în a fi controlat și în a fi, prin urmare, eradicat, dacă asta era intenția. Și am spus câteva citate ilustrative pentru această idee de Bișniță ca fenomen controlat. În Mamaia, de pildă, nu putea lucra nimeni dacă nu avea avizul securității. Și în Mamaia se făcea multă bineță. Bișnițarii se înțelegeau foarte bine cu polițiștii, adică milițienii știau de ei. Erau mână-mână, un alt citat. Dar ei nu te băgau la pușcărie dacă te prindeau. Te luau frumos la securitate să spui totul. Bun, asta este o dimensiune. O altă dimensiune pe care o aflăm într-un din interviurile importante ale cărții, bișnițarii aceștia nu erau chiar de capul lor, nici măcar din punct de vedere formal. Unii care coordonau rețele de bișnițari, mai ales e vorba de București aici, aveau legitimații de muncă la o cooperativă. La, se numea, mă rog, cum mai știu, Centrocoop. Aici erau ei, practic, cu carte de muncă, dar erau bișnițari cu carte de muncă. Centrocoopul era mega, mega, da. Care era în multe, multe alte, alte cooperative, de la Fizer până la... Ideea era că această cooperativă era condusă de Paul Niculescu Mizir, care, și bineînțeles că oamenii aceștia, când îi angajau pe capii de rețele de bișnițari, știau foarte bine cu cine au de-a face, ca și milițienii, ca și securiști. Deci Centrocoop era, zicem, organizația umbrelă, da, care coordona cooperativele mai mici. Deci toți meșteșugarii care până în perioada independentă erau independenți, să formeze cooperative, să formeze sectorul cooperativ. Acest Centrocoop controla și coordona. Asta nu înseamnă că era angajat de Mizir, ci că exista un președinte de astfel de cooperativ, o meșteșugărească, care, contra unei limite, îi făceau legitimație fictivă. Asta era. Deci nu, nu era chiar o chestie care venea de sus și era calculată. Am înțeles. Okay. În al doilea rând, dacă ne uităm cu atenție cine ar fi actorii fenomenului ca atare, cine sunt bișnițarii, descoperim că ei sunt pur și simplu, cel puțin cei selectați pentru acest grup, cei plasați în poziții strategice. Sunt, i-aș numi eu, gestionarii de resurse, chiar dacă aici ceva, niște gestionari ceva mai mici, fie că sunt gestionari propriu-ziși, adică cei de la alimentare, de la magazine, fie că sunt, lucrează în turismul, în diverse organizații care se ocupau de turism sau de import, în general, cam în zona comercială. Ei aveau acces la resurse. Asta este ideea. Fie că erau, cum este unul din personaje, lucra ca telefonist în București, prin urmare avea acces la tot ceea ce se întâmpla în centrul Bucureștiului. Format și mai ales informat. Și așa a intrat într-o rețea de bișniță, pentru că el era telefonist și repara telefoanele oamenilor din centru. Și atunci a văzut cam cum se face bișniță și cine erau capii și, mă rog, a intrat în rețea, ca să zic așa. Văzut astfel, comunismul poate fi receptat în alt fel. Dincolo de ceea ce numim elite, nomenclatură, cine a fost atunci la putere, cine a fost marginal și cine ar fi marginalii, dincolo de asta,
prin o istorie a Bijniței putem merge către o istorie ceva mai nuanțată, în care marginalii și cei care dețin puterea sunt identificați după alte criterii decât cele neapărat ideologice. Sunt identificați după criteriul accesului la resurse și al rețelei pe care o avea fiecare la dispoziție. Pentru că nu ajungea să fie doar conectat sau pus într-o poziție strategică față de accesul la resurse, ci trebuia de asemenea să fie implicat într-o relație de reciprocitate de favoruri, ceea ce spunea domnul profesor de industria mare, cam asta însemna, își făceau diverse servicii reciproc. Evident, servicii în afara economiei formale, ca atare. Și atunci avem cumva o altă imagine despre putere în regimul comunist. O putere ceva mai dispersată, nu atât de dihotomic definită, pe care o regăsim și la nivelurile inferioare ale societății și în care avem această diferență, aș zice eu, destul de importantă. Acești gestionari de resurse, și putem generaliza, nu numai resurse materiale, și, pe de altă parte, cei care sunt consumatorii, aici au fost denumiți cu termenul de supraviețuitori, cei care perpetuează, ca să spun așa, sistemul comunist, și e un citat foarte ilustrativ pentru acest lucru, unul din ei, din acești consumatori, ai economiei de acest gen, spune astfel, nu erai deloc interesat de politică și pe atunci era ca și acum. Muncă, casă, familie și copii. Aveam prea puțin timp și energie pentru altele, cum ar fi politica. Prin urmare, din acest punct de vedere, lăsând la o parte propaganda oficială, comunismul pare un sistem care merge, funcționează. Pe de-o parte ai oamenii aceștia care sunt interesați de muncă, casă, familie și copii și care au nevoie de produse să consume și să intre într-un circuit de acest gen. Pe de altă parte, ai furnizorii sau gestionarii de resurse. Nu o să mai intru în detalii cu privire la care erau sursele de aprovizionare, bunurile și... Dar am să spun un lucru despre practici. Poate exista această tentație de a privi Bijnița un pic romantic. Pe lângă faptul că riscul exista, dar nu era atât de mare, deoarece exista această, nu știu, înțelegere a miliției și a securității față de fenomen, ca să spun așa. Vișnița și scapă unul din intervievați printre rânduri, la un moment dat, în, mai ales în ultima parte a anilor 80, la ce se reducea pentru o bună parte din cei care o practicau. În, pur și simplu în faptul că la, profitând de penuria în creștere, în cazul, la alimentare, se rețineau produsele de la vânzare. Nu le introduceau la vânzare. Adică oamenii stăteau la coadă și gestionarii puneau marfa deoparte, în înțelegere cu bijnițarii, o introduceau în acest circuit paralel. Deci nu e nimic prea romantic să faci așa ceva. E pur și simplu un mod de a face bani profitând de o situație de moment. Și e un citat aici ilustrativ. Săracii oameni stăteau afară, spune un vinițar, săracii oameni stăteau afară la coadă, dar se ascundea cu niacul de la alimentară, îți dai seama. Dar era bun și ăsta, pentru că eu puteam astfel să fac tranzacții. Și aș mai... spune despre încheiere. Ca o concluzie ar fi că mie mi se pare că Bijnița face parte din acele fenomene oarecum pe care le putem ridica cealaltă față a sistemului. Nu una împotriva sistemului, nu antisistem, nu se dezvoltă ceva de jos, nu este ceva care pune foarte mari riscuri, ci este pur și simplu o manifestare care vine tot de sus. Nu e doar controlat, dar într-un anume fel, nu foarte, evident, nu planificat, nu pus la punct, dar vine cumva tot din zona celor care dețineau puterea în regimul comunist.
Și aici aș veni chiar în zilele noastre. Eu stau în zona Piții Sudului, în București. Și acolo, ziua în amiaza mare, dacă treci prin Piața Sudului, locul este ultra-central. După ce ieși de la metrou, primul lucru pe care l-auzi este telefoane, cartele încărcătoare, telefoane, cartele încărcătoare. Adică sunt oameni care fac comerț cu telefoane, cartele încărcătoare, fie furate, fie obținute, nu știu cum. Și ceva mai încolo, la câțiva pași, țigări, țigări, țigări. Adică țigări de contrabandă, da? Și este zona ultra-centrală, polițiștii se plimbă deseori pe acolo. Nu am văzut vreodată ca aceste rețele să fie deranjate. În schimb, am văzut două situații. Sună foarte stereotip și foarte, cum să spun eu, deja e ca un stereotip, dar e real, adică am văzut-o și eu. Pur și simplu, polițiștii au legitimat o bătrânică cu funia de usturoi. Deci pe aia au legitimat-o, un părăsă cu țigări, țigări. Și florăles. Floresele, dar nu cele care nu de la florărie, niște femei de etnie romă care vindeau niște florese de pe câmp. Deci astea erau cele pe care poliția le controla, nu oamenii cu contrabanda de țigări vândută în centrul cartierului sau pe aia cu telefoane furate sau cine știe cum ținute. Și cu asta, deocamdată, încheie. Mulțumim, Domus. Am încercat să am și o lectură din perspectiva mea, undeva și fiecare lectură, mai ales în momentul în care o carte de interviu este o lectură personală și particulară. Ceea ce mi se pare, deci aș începe puțin cu o contextualizare, ceea ce mi se pare că e important în carte și e că, în general, comunismul a fost puțin analizat de antropologi. În România au fost 3-4 antropologi americani, foarte mulți din România nu puteau să studieze lucrul respectiv. Și față de perioada de după, când au fost totuși o invazie de studii calitative, diverse calități, dar a apărut foarte multă informație, perioada respectivă rămâne pe undeva în memoria oamenilor. Și cu cât timpul trece, cu atât memoria devine mai selectivă și poți să recuperezi din ce în ce mai puțin din ce în ce a însemnat, de fapt, comunismul românesc. Și cred că, din punctul ăsta de vedere, e un fel de proces de recuperare a vieții cotidiene a oamenilor. Și mi se pare important de localizat undeva în discursul despre comunism actual. Pe de o parte este, mă rog, sunt intelectuali de dreapta, Comisia Fismanian și mai departe, care au descris societatea românească în termeni foarte negativi, să spunem așa, în care practic nu se putea trăi, era un fel de gulag generalizat. Pe de altă parte, dacă ești antropolog și mergi în multe zone din România, toată lumea spune, băi, pe vremea lui Ceaușescu putem să ne descurcăm. Deci o realitate socială dincolo de grupurile de stânga, care spune, are cu totul altă versiune a comunismului. De fapt, în momentul în care începi să vezi interviuri lungi, și asta a fost unul dintre lucrurile care a fost pozitive din punctul meu de vedere, vezi că comunismul nu a fost nici bun, nici rău, ci a fost un alt fel de organizare. Lucrurile erau mult mai multe nuanțe de gri decât nuanțe de alb și negru. Și din punctul ăsta de vedere, sugestia, adică poate că ar fi o poziționare mai explicită a cărții, într-un cuvânt introductiv mai larg, ar fi pus lucrurile pe anumit făgaș. Adică nu vorbim nici de bun, nici de rău, ci de o realitate care este așa să înțelegem întâi și după aceea să o categorisim. Deci din punctul ăsta de vedere, mi s-a părut un efort foarte, foarte important. De fapt, studii antropologice sau studii de istorie orală despre perioada respectivă încă nu sunt foarte multe, încă sunt foarte multe lucruri de văzut. Mai era cartea lui Liviu Chercea și Puiuleții acum vreo 10 ani despre Sântana, tot așa cu foarte mult material empiric. Cred că 20. Da. 20 de ani, da. Explorare în comunismul. Da, și au apărut și alte lucruri care, eu cred că, de fapt, astea sunt baza unei discuții serioase sau puțin mai distanțate de ideologie pe care cred ar trebui să o avem. O altă, să spunem, perspectivă de a citi lucrurile prin istoria personală. Ok, domnul Zoltan Rostaș e clujean aterizat în București, eu sunt bucureștean aterizat în Cluj. Și pe undeva, în momentul în care am citit multe interviuri, aveam flash-ul de memorie, da, ok, zona aia, cam așa era, mi-aminteam de cozile la carne și la, să spunem, lapte, de a golăni prin centru, că
eram în Sfântul Sava și atunci mergeam. Pe poveștile sunt foarte vii. Și pentru foarte multă lume din România, care pe undeva prins în tot nebunia cotidiană, uită cum a fost viața, poate să fie un flash de memorie, poate să fie o aducere a trecutului înapoi. Întotdeauna am fost fascinat de poveștile sau de discuțiile despre comunism. Saul Bellow mi-a plăcut foarte mult, la un moment dat avea câteva pasaje cu România, anilor 80. Richard Wagner avea iarăși câteva pasaje cu Timișoara, anilor 80. Pe undeva ne ajută să înțelegem mult mai bine ce s-a întâmplat după. Și aici, cred că discuția despre comunism, puțin deideologizată, ne-ar ajuta să înțelegem cum e viața, cum s-a organizat viața românească după 90. Și poate că asta este important. Ce mi s-a părut mie, mă opresc la două povești, povestea unui rom din Fetești și povestea lui George din București, e povestea asta de încropeală. Adică Vișnița este, ok, intri la un moment dat în ea și te descurci. Dar te descurca nu este ceva, să spunem, rupt de realitate, este o practică socială. Este o practică socială foarte clar stabilită, în care nu mai trebuie să duci să te descurci, să dai loc, să te iei din partea altă și undeva datorită, să spunem, la început de 90, datorită decalajelor din sistem, după 90, datorită unor oportunități care nu au fost încă fructificate, a te descurca a fost o manieră în care înainte vișnițare, după care noi afaceriști au început să-și construiască lucrurile. De fapt, asta este povestea asta de economie informală și după comunism și dinainte, are pe undeva o uluitoare continuitate, în sensul în care lucrurile se realizau foarte mult la negru. Se realizau viața cu care mergea o parte formală, ok, toată lumea știa, dar pe de altă parte ea era reglată de mecanisme informale, a dat șpaga chiar și acum. Și se vede în societatea românească textul lui Verdei despre Caritas, nu, modalitatea aia de a concepe capitalismul ca ceva în care te-ai îmbogățit peste noapte. Dacă iei povestea lui George, chiar se îmbogățește peste noapte, nu? Sau altora care făceau vișniță. Și care, de fapt, erau modele pentru prieteni, pentru cunoscuți. Și am mers chiar mai târziu, pe undeva. Deci, pe undeva face lumină în modul în care se structurează societatea românească după 90. Ceea ce mi-a mai plăcut, iarăși, nu știu dacă chiar era controlată Vișnița. Erau oameni din poliție care erau la anumite nivele, pentru că și între ei puteau să fie conflicte. Între palierele inferioare de unde se culegea șpaga până la palierele superioare, nu știu ce se întâmpla. Deci noi, neavând o etnografie sau o memorie instituțională, nu poți să știi cum funcționează. Nu? Și pe de altă parte, economia informală, multe părți din lume merg mână-mână cu mica poliție. Poliția de la colțul străzii, care ia de la prostituat și de la traficantul de droguri. Dar, nu? Deci... Da. Și în general, economia informală, deci dacă ne luăm poporte, de tot ceea ce înseamnă neoficial, mai important de a o cataloga că e sau nu controlată, e hai să vedem cum funcționează. Și după ce vedem cum funcționează, putem să avem o imagine. Ce mi-a plăcut foarte mult era relația asta între zone de Vișniță, de gen Timișoara, București, și cum se ducea la Timișoara și cum George era mai șmecher decât ceilalți se ducea în timpul săptămânii și reușea să se adapteze. Bun. Un alt lucru dincolo de carte este și iarăși mi-a plăcut diversitatea poveștilor de viață și modalitățile în care fiecare se descurca și putea să-și obțină atât bunurile de care aveau nevoie, cât și să spunem, să scape de control. Și sunt extrem de vii toate poveștile astea. Asta iarăși sunt un lucru bun. Deci e un fel de nuvel și aici aș mă ajunge puțin către noțiunea de istorie orală. Deci, în momentul în care încep să citesc în câteva povești, ai impresia că e o carte interesantă, e faină, nu? Uite, asta face să duci acolo. Literații, din cauza asta, ne ridică în slăb, fiindcă pentru ei este literatură, da. Pur și simplu. Da. Și atunci, întrebarea, adică spun, nu cunosc foarte mult de istorie orală, însă întrebarea pe care mă pun, unde o poziționăm, nu? Un fel de literatură adevărată, ce a fost ea, sau o metodă, devine istoria ăla, să spunem, un scop în sine și atunci avem numai interviuri, sau ajută unei analize și putem să intercalăm interviurile cu analiza. Și m-aș duce pe două lucruri care cred că ar trebui discutate puțin.
este o antropologă, Janet Carson, care discuta despre migranți și discuta de faptul că migranții uită. Ce a găsit ea a fost niște persoane care chiar își uitaseră genealogia. Nu mai știau de unde vin, nu-i mai interesa. În studiile despre economia informală, după 90, sunt destule studii antropologice foarte faine, Constantinov, Humphrey, unde observația participativă este un element foarte important în a decela informația și a vedea cum este și, doi la mână, are și vocația asta de a aduce un plus de informații și de culoare. Și pe undeva, în momentul în care sunt, ne bazăm pe istorii de viață de foarte multe ori complet dispersate, întrebarea este cum triangulăm informația sau în momentul în care vedem, nu? Una dintre problemele noastre este că avem și o capacitate de uitare. De exemplu, erau foarte multe povești de viață din timpul comunismului, sunt povești eroice, să spunem așa, George, nu? Lui ies lucrurile, dar erau și lucruri care nu ieșau, pe care el nu le spune neapărat, ori înțelege economia informală, cum spunea Ionuț, trebuie să spun. Este exact de a vedea lucruri care merg și care nu merg, nu? Pentru că ei aveau genul de strategie, hai să încercăm să vedem. Și lucrurile ieșau, lucrurile nu le ieșau. Da. Și aici poate o puterea contextului poate este ceva la care putem să ne gândim și în momentul în care ai multe interviuri despre un anumit context foarte clar definit, nu? Un sat, centrul Bucureștiului, Pișnițarei de pe Covaci. Și având foarte multe interviuri despre zona respectivă, automat lucrurile care nu pușcă undeva, spui, stai puțin, aici poate că nu e chiar așa. Și ca antropolog am făcut teren în România cu băieții și în Italia și în România, și am mai citit și, într-adevăr, povestea este că tu, ca individ, totuși trebuie să triezi puțin lucrurile. Uneori oamenii exagerează sau uneori uită lucruri intenționate. Și cred că asta ne ajută să mergem încă un pas înainte în a reda, să spunem, contextul dinainte de 90. Și tot așa, ca cititor român, să spun, încercând să, deci o altă poziție, cum să iau, orice persoană din România care citește cartea spune, wow, ce tare a fost, nene, ce imaginativ, ce inventiv era, nu? Și aici, iarăși, este autorul în momentul în care poate să vină, să spună, e o poveste mai generală. În Estul Europei s-a întâmplat chestia asta, în 90, uite, se întâmplau lucrurile astea. Atunci, încadrând lucrurile, ne ajută să vedem puțin faptul că economia informală a fost, să spunem, sau relația între economie informală și economie formală a fost mecanismul esențial în toate societățile noastre și ne ajută să ne poziționăm și noi ca cititori din România față de lumea din jurul nostru. Da. Deci astea au fost, să spunem, lucrurile care ce m-a plăcut foarte mult este că au fost chiar alese bine în multe interviuri. Ceea ce e greu. E greu să găsești persoane care să-ți vorbească mult. Și vreau să găsești persoane care să fie, să spunem, ideal tipul, în sensul în care am găsit Pișnițarul, care chiar se descurcă și înainte și după. Toată povestea asta de descurcăreală, care până la urmă pe el nu duce nicăieri. Adică sunt teme, foarte multe teme deschise, în care cred că după ce parcurgem o asemenea carte, cred că sunt foarte multe beculețe care ne se aprind, și foarte multe idei și lucruri la care putem să ne gândim după aceea și fiecare dintre noi să meargă mai departe pe anumite teme. Da. Mulțumesc. Ar trebui să mai lătim un pic contextul când vorbim de Pișnițar. Să spunem că au existat, sigur, și înainte de 80, a existat și în timpul războiului, în toate părinților se formează o clasă neagră, a mărfurilor la care populația de nu ajunge și apare întreprinzătorul, speculantul, care este în același timp și, cum să spun eu, demonizat moral. Mulți se executați după ce se termină războiul în Franța sau în alte părți, ca victimă răzbunării generale. Există chiar și în latere o economie, de concentrare economie neagră. Deci e un mod de reacțiunea a comunităților la un sistem care nu poate fi perfect. Și atunci e un amic mediu, pe care umatic spune rările, linge articulațiile care nu funcționează. Și asta face Pișnița, în fel, încearcă să acopere dorurile într-un sistem pretins rațional, care nu poate fi integral rațional, integral controlabil. Și atunci societatea
se repliază prin aceste, cum să spun eu, proceduri și agenți informali care vin întotdeauna, sau cel mai multe în afara sistemului. Ceea ce este însă interesant este modul în care această economie neregulară penetrează sistemul și formează articulații dungă. Deci avem milițieni care au un dublu limbaj, o dublă atitudine și știu foarte bine că nu pot ucide găsca care dă ouă de aur, pentru că duce la surparea întregului și există, pe altă parte, rigorismul, legalismul declarativ și așa mai departe. Este un interviu cu un milițian care arată cât de dublă era atitudinea față de milițian când îi ducea la secție, cât de dificil puteau fi, de fapt, identificați, arestați, dar cum totul se transformă în momentul în care el ajunge, militar ajunge la secție și trebuie într-un fel sau altul taxat sau cumpărat. Deci sunt o mulțime de astfel de elemente care caracterizează societatea. Și mai sunt încă câteva lucruri care probabil trebuie subliniate, care ar fi economic, pur și simplu. Adică sunt mai multe circuite ale mărfii care induc economii diferite. Una este economia sau obișnuința care se face cu mărfuri care vin de la șopurile UTC-ului sau diplomatice și care înseamnă forme de redistribuire, cum se spune, o privilegiată într-un fel. Și unde s-a format Copos. George Copos a fost unul dintre afaceriștii din interiorul UTC-ului, activist afacerist, care după aia a făcut avere după și acum face și pușcărie, că trebuie să facă pe toate în viață. Dar alta era economia de mic trafic de graniță, alta era redistribuirea produselor absente din magazin, cum sunt cărțile sau alte lucruri, care erau transformate, marfa rară devenea o monedă, devenea un obiect întregul căreia obținea ceva, obținea relații. Și atunci economia asta informală devine o economie foarte primitivă, foarte polaniană, ca să zic așa, care intermediază relații umane. Și când încerci să gândești la relația între bani și relații umane, vezi foarte bine că această economie informală facilita, de fapt, coagularea unui anumit tip de relații, unui sistem de relații, că nu putea să se pravieție dacă nu funcționa într-un anumit tip de rețea. Vișnițar avea rețeaua lui, consumator avea rețeaua lui, trebuia să fii conectat la un anumit tip de rețea ca să supraviețuiești. Și aici avem mai multe straturi sociale. Avem omul care vine de la țară la oraș, în anii 80, când e penurie la oraș, el se poate duce la părinți și duce bunurile. Dar cum erau ăștia veniți din Moldova, părinții lui Gheorghe Mocanu, în București, nu mai aveau nicio relație cu cei de acasă, trebuiau să descurce. Și atunci pătura asta de muncitori, recent urbanizați, care nu mai aveau relație deloc cu satul, erau cei mai lovniți, pentru că nu aveau nici capital social, nu erau inserați nici în, să zicem, lumea urbană, prin rute, prieteni, acces la bișniță. Ăștia erau cei mai lovniți, ăștia au suferit cel mai cumplit. Și ăștia au și ieșit, ce puțin, ăștia au ieșit la Revoluție. Și la Brașov. Dar și aici, muncitorii de pe platformă și mulți dintre cei din Moldova erau de ce de la Revoluție. Deci există, cum se spunea, mai multe niveluri la care, dacă te uiți bine la toate aceste povești, începi să descifrezi modul în care funcționa acest sistem și modul în care, să zicem, se reconfigurau raporturile, relațiile sociale și rețelele în interiorul acestei societăți. Se proliceau clivaje prin intermediul acestor rețele informale economice. Și atunci, pe de-o parte, Bișnița acoperea niște deficiențe economice și pe de altă parte producea de clivaj. Și asta e ambivalența asta, mi se pare importantă de remarcat. Dar eu mă opresc, cum am spus. Și eu vreau să mă dau repede. De fapt, cuvântul cheie este descurcatul. Mm-hmm. Fiindcă și Vișințarul, și supraviețuitorul se descurcă la nivele diferite. Directul de fapt. Și cădare e... și
că este practică socială, e clar. La Iași, când am prezentat prima dată acest volum, un coleg de acolo mi-a pus întrebări și pe urmă toată lumea trebuia să răspundă. Ei, ce ai fost tu înainte de 89? Și toți au răspuns. Și pe urmă asta s-a repetat și la lansare, la târg. Și am zis, eu am fost un supraviețuitor, plec. De ce plec? Fiindcă nici atâta n-am putut să fac, din acest motiv că eram un om scos din Cluj, aruncat în București, cu multe handicapuri, așa că casa nu am primit ce am cumpărat ca plec, mașina nu am reușit să iau, deși toată lumea a luat mașină, măcar un Trabant. E adevărat că Trabantul e o chestie interesantă, membru al CC, Ianus Fazekas, distribuia sub, fiindcă era mare afluență pentru Trabant, era ieftin, și nu era atât. Adică, de aici, lipsa de provoacă veștiță. Și atunci, sigur că până la urmă, ceilalți au recunoscut că au fost descurcăreți la Iași. Un singur om la lansare, Liviu Mihaiu, a spus, Doamne, am făcut Piștiță, ce să mai...